Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit aici, la Polonia TV, la emisiunea Justiția pentru Toți. Astăzi vom discuta despre personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea și despre reprezentanții acestei categorii profesionale și anume Sindicatul Național al Grefei Judiciare. În prezent, munca personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor este reglementată prin legea 567 din 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, de legea 304 din 2004 privind organizarea judiciară și de codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. Conform legii 567 din 2004, în înfăptuirea actului de justiție, activitatea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești constituie un sprijin pentru judecători și procurori, competența căreia joacă un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor. Iar pentru a sublinia încă o dată importanța rolului acestei categorii profesionale la înfăptuirea justiției, codul deontologic subliniază că întreaga conduită a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor este esențială pentru calitatea justiției din România. La fel ca acesta contribuie la respectarea supremației legii, la asigurarea transparenței, imparțialității, independenții actului de justiție și a încrederii cetățeanului în autoritatea judecătorească. Aceeași lege 567 din 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea menționează la articolul 61 că personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor este liber să se asocieze ori să adere la organizații sindicale, precum și la organizații profesionale, locale, naționale sau internaționale, în scopul apărării intereselor sale profesionale, sociale și economice. Astfel că la 9 martie 2005 a fost înființat Sindicatul Dicasterial Timișoara, iar la 6 noiembrie 2017 a fost modificată denumirea Sindicatului Dicasterial Timișoara în Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial Timișoara. Doamnelor și domnilor, invitații noștri de astăzi sunt domnul Cătălin Trăistaru, președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, și Dăndăreanu Nicoleta Denisa, președinte al Asociației Grefierilor din România. Bună seara, stimați domni, bună seara, stimată doamnă, și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Bună seara. Deci, dumneavoastră, împreună cu alte persoane implicate, bineînțeles, ați depus toate eforturile necesare pentru a implementa prevederile articolului 61 din legea 567. Faceți un lucru admirabil. Ați înființat Sindicatul Național al Grefei Judiciare și Asociația Grefierilor din România. Mai mult decât atât, acum veniți direct de la înființarea filialei aici la Iași. Da, filiala. Felicitări Iași pentru Mulțumesc. Aceasta. Deci spuneți, povestiți-ne mai multe despre Sindicatul Național și respectiv despre Asociația Grefierilor. O să povestim invers, întâi Asociația Grefierilor și apoi Sindicatul, pentru că așa a fost și ordinea în care, cronologică în care au luat naștere cele două organizații. Perfect. Povestiți-ne despre necesitatea și avantajele existenței unei astfel de instituții. Asociația Grefierilor din România a fost înființată, de fapt a început să fie înființată, deși a luat naștere efectiv în ianuarie 2017, încă din toamna anului 2016 și chiar cu colegii noștri din Iași, pentru că existau ceva probleme organizatorice legate de constituirea și denumirea Asociației Grefierilor din România. Ne-am dorit să fie un nume sonor,
și la nivel național, dat fiind faptul că aveam nevoie de un organism care să reprezinte din punct de vedere profesional această categorie profesională a grefierilor la nivel național. Și exista și există posibilitatea ca această organizație non-guvernamentală să se dezvolte chiar și la nivel internațional și tocmai de aceea noi aveam nevoie de acordul colegilor care aveau o altă asociație profesională a grefierilor din Iași. Aveam nevoie de oarecare colaborare și de un punct de vedere, dar și de modul în care privesc colegii înființarea acestui organism. Feedback-ul a fost unul pozitiv. Asta voiam să vă întreb, da. Feedback-ul, pentru că asta contează. A fost așa un tonus și o sclipire care ne-a dat nouă posibilitatea să evoluăm la nivel național într-un timp foarte relativ scurt. Mai puțin de jumătate de an, cred că aveam peste 2500 de membri care au aderat la Asociația Grefierilor din România. Deci este clară necesitatea existenței unei astfel de instituții. Da. După care, având în vedere caracterul de ONG al asociației, au existat probleme în sistem de calcul greșit al salariilor încă din anul 2008-2009. Însă asociația fiind un simplu ONG nu putea participa la diverse întâlniri pe tema dezbaterilor drepturilor salariale sau altor drepturi de natură salarială, cum ar fi dar și a orelor suplimentare, mărirea schemelor de personal, și tocmai de aceea s-a întrevăzut posibilitatea înființării unui sindicat pe aceeași structură a asociației, având în vedere proiectul de succes care s-a dovedit a fi Asociația Grefierilor din România. Foarte frumos, felicitări! Mulțumim! Practic, legea dialogului social, că de aici pleacă totul, de la conceptul de dialog social, ne obliga să avem un partener de dialog social, respectiv o organizație sindicală. Organizația sindicală a fost inițial o organizație locală, respectiv Sindicatul Dicasterial Timișoara, și după modelul de succes promovat de colega prin intermediul asociației, am încercat să dezvoltăm un organism național pentru a încerca o unitate la nivel național a acestei categorii profesionale, pentru că știm cu toții că unde-s mulți puterea crește, iar sindicatul este puternic prin numărul membrilor săi. Așa. Și am plecat acest proiect pe legea dialogului social, ne-am extins la nivel național și la fel ca și asociația am ajuns undeva în mai puțin de un an de zile să avem mai mult de jumătate din membrii din sistem, respectiv vreo 4500 de membri. Mai avem și două sindicate micuțe care existau și erau înființate la nivelul anumitor angajatori, respectiv Sinjus Bihor din Oradea și Sindicatul Grefierul Alba, care mai însumează undeva la 500 de membri amândouă, deci putem să spunem că avem undeva sub aceeași pălărie sindicală 5000 de membri. Și am plecat pe același drum cu asociația, acolo unde asociația în calitate de ONG nu poate să intre sindicatul pe linie de dialog social și viceversa. Perfect, deci sunteți în colaborare strânsă în urmărirea obiectivului comun. Să spunem că s-au desprins din una din cealaltă, întrucât asociația trebuie să reglementeze profesia și să rămână strict pe profesia de grefier, iar drepturile de natură salarială și toate celelalte drepturi care decur din raporturile de muncă trebuie să fie protejate prin intermediul unei organizații sindicale, care, bineînțeles, că trebuie să fie puternică și mai ales organizată. Așa este. În ceea ce ține de filiale, câte filiale aveți și cum a fost astăzi la Iași? Receptivitatea? Sala a fost foarte primitoare ca de fiecare dată, așa cum spunea și colega, noi am plecat de la Iași și ne vom întoarce de fiecare dată cu drag aici. Filialele se vor constitui la nivelul fiecărui angajator, ca să înțeleagă telespectatorii noștri. Noi avem în momentul de față 36 de angajatori, respectiv curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel, DICOT, DNA, Înaltă Curte de Casație și parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție. Iar legea dialogului social condiționează ca organizațiile sindicale să fie reprezentative, asta înseamnă 50 plus 1 membri din totalul angajaților, pentru a putea să fie parteneri de dialog social și pentru negocierea contractului colectiv de muncă și așa mai departe. Și noi am prevăzut o dispoziție statutară că în momentul în care la nivelul unui angajator vom obține reprezentativitatea să înființăm o filială, ceea ce înseamnă că va avea conducere proprie,
Vor urma niște alegeri, avem în momentul de față președinte interimar, colega Rusu Cipiniu Clăcărmioara de la Curtea de Apel Iași, care are alături de dumneai o echipă formată din colegi de la celelalte instanțe și parchete arondate și subordonate Iașului. Și vor urma alegerii ca să intre în legalitate, să spunem așa, să fie aleși de colegii lor. Și sper ca în viitor apropiat, până la sfârșitul anului, să avem alegerile și să fim și organizați conform statutului. Deci astăzi ați decis și partea organizatorică cumva filiala de aici. Am aprobat un regulament de organizare și funcționare, după care va funcționa, de fapt vor funcționa filialele. Astăzi am constituit și înființat filiala Iași. Iar ulterior vor fi alegeri și vom veni biroul executiv al Sindicatului Național cel Mare pentru a valida alegerile. Uh-huh. Încercăm să lucrăm, cum asociația este o organizație profesională și procedurală, încercăm și pe linie sindicală să intrăm în legalitate în condițiile legii și să fim, așa cum profesia o cere, niște adevărați profesioniști. Perfect. Povestiți-ne mai mult despre progresele pe care le aveți de la înființarea sindicatului și până acum. Ce schimbări ați adus? Cu ce nou ați venit? Cred că elementul de noutate pe care îl resimte sistemul și care se resimte și la nivel mediatic, să spun, în ultima perioadă, este faptul că avem o voce. Este faptul că avem o organizație pentru prima dată puternică la nivel național, care într-un timp foarte scurt a coalizat un număr foarte mare de membri. Deci vocea grefierilor acum e auzită. Da. Chiar este foarte auzită. Și mai mult decât atât este faptul că colegii au început să se implice direct prin aceea de a simți necesitatea de a fi reprezentat și local, cum este cazul Iașului, care nici măcar nu s-a înființat bine filiala și ei deja și-au desemnat reprezentanții care să fie candidați pentru funcții. Și nu vă gândiți la funcție remunerată, este funcție de reprezentare, pentru că noi nu putem să fim remunerați în afara serviciului, dar să-și rezolve și să se implice activ în rezolvarea problemelor cu care se confundă categoria noastră profesională. Pe scurt, principala realizare este faptul că ne-am organizat, avem un sindicat național care are mai mult de jumătate din membri. Suntem vocali, suntem recunoscuți la nivel național și de către angajatori și avem demersuri foarte active pe apărarea drepturilor de natură salarială. Foarte frumos! Cu mai puțin de o lună urmă, reprezentanții Federației Publice s-au întâlnit cu Ministrul Justiției. Care au fost principalele probleme dezbătute acolo și care sunt soluțiile care au fost găsite la problemele? Două probleme mari cu care ne confruntăm în momentul de față este aplicarea neunitară a legii de salarizare. Legea salarizării nu mai este unitară, cum prevedeau celelalte legi, este legea cadru a personalului plătit din fonduri publice. Și având atât de mulți angajatori, practic se interpretează diferit de la o curte de apel la alta și de la un parchet de pe lângă curte de apel la alta și s-a ajuns să avem salarizări diferite. Asta înseamnă că un grefier cu aceeași vechime, același grad și care desfășoară aceeași activitate de la Curtea de Apel Iași să fie remunerat mai puțin decât cel de la Curtea de Apel București, Bacău, Târgu Mureș și așa mai departe. Deci ar putea fi o discriminare până la urmă. Este o discriminare directă și care persistă deja de aproape un an de zile și una dintre variantele pentru a rezolva această problemă este înființarea unei direcții de specialitate în cadrul Ministerului Justiției care să se ocupe, să gestioneze cariera noastră din punct de vedere profesional și salarial. Acesta a fost și unul dintre punctele de discuție cu domnul ministru, dar pentru a înființa o astfel de direcție avem nevoie să fie prevăzut în statutul profesiei. Care statut al profesiei? Este din anul 2004 nemodificat și este în discuție, avem în transparență decizională și în dezbatere publică un proiect de statut care în 14 noiembrie face un an de zile și nu a plecat în procedură de legiferare, care reglementează, în care se reglementează inclusiv direcția. Al doilea punct pe care l-am discutat cu domnul ministru, zilele următoare așteptăm ca proiectul de statut să plece în procedură de legiferare. S-a discutat despre orele suplimentare neplătite din sistem și necesitatea plăților pentru că nu avem timp necesar și fizic pentru a le recompensa cu timp liber, întrucât activitatea este foarte încărcată, atât în instanțe cât și în parchete. S-a discutat despre subdimensionarea schemelor de personal, despre necesitatea unei investiții majore în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a infrastructurii din instanțe și parchete. Deci am încercat să atingem toate palierele pe care înregistrăm probleme pentru că sistemul pentru categoria noastră profesională a rămas puțin cam în urmă și nu au mai fost aduse îmbunătățiri, ca să spunem așa. În ceea ce ține de soluții, aveți
nu știu, careva promisiuni din partea Ministerului sau... Rol activ din partea Ministerului a fost și am avut susținere, dar principala noastră problemă, cheia, ca să spunem așa, care să pună în mișcare mecanismul, este tocmai această direcție și este practic punctul T0 pe care noi trebuie să-l bifăm și de aici încolo toate lucrurile își vor găsi pe parcurs rezolvare. Deci practic trebuie să ne reorganizăm inclusiv la nivel de administrație în ceea ce privește profesia. Pentru că ați menționat mai devreme salariile inechitabile și știu că luptați de ceva timp, atât la nivel de asociație cât și la nivel de sindicat, cu această problemă, în ce direcție s-au mișcat până acum lucrurile? Ați reușit să obțineți ceva undeva? Au fost recunoscute câteva hotărâri judecătorești care recunoșteau anumite drepturi salariale ale grefierilor și au fost puse în plată, executate. Mai avem ceva probleme cu alocarea unor fonduri de către Ministerul Justiției și calculul sumelor, dar din câte am înțeles, la următoarea rectificare bugetară ar putea fi prevăzute în buget, acum să vedem dacă vor fi și plătite efectiv. Deci așteptăm fluturașii. Oarecum, da, așteptăm fluturașii, însă cel puțin pe noi ne-a entuziasmat foarte mult că prin înființarea acestor ne-am bucurat și ne-am entuziasmat din propriu spus, dar datorită înființării acestor organizații noi în profesie, lucrurile au început să se miște în sistem. Mai există o singură problemă și anume aceea plafonării salariilor, dar este o luptă care va fi iarăși de durată, însă suntem optimiști că lucrurile se vor schimba și că situația se va îmbunătăți și din punctul acesta de vedere. Cred că tindem să mergem pe o linie ascendentă și asta ne dorim să facem în continuare, să evoluăm atât din punct de vedere profesional, dar de ce nu și salarial, pentru că salariul efectiv ne motivează și ne îmbunătățește viața. Așa este. La fel, știu că luptați de ceva timp și pentru imaginea grefierului, în a o crea, menține. Ce anume nu vă convine? Care sunt prejudiciile care dumneavoastră considerați că au fost aduse imaginii grefierului și cum luptați pentru aceasta? Chiar zilele trecute avem și site-ul nostru www.grefajudiciara.ro, prin intermediul căruia mai încercăm prin articolele pe care le postăm să informăm opinia publică despre profesie în general și despre probleme în subsidiar. Întrucât până în anul 2004, profesia de grefier, la fel ca și celelalte profesii administrative și categoria magistraților, erau pe aceeași lege de organizare. Ulterior, în 2004 s-a făcut o scindare și sunt aceste celebre legi ale justiției despre care avem și discuții în momentul de față din punct de vedere politic, cu modificări și așa mai departe. Avem și noi statutul nostru, care la momentul 2004 a fost un statut foarte bun, în sensul că a creat o identitate profesională a acestei categorii. Însă, din 2004 până în 2018 am înregistrat pierderea unor drepturi și nimeni nu și-a mai manifestat o intenție de a evalua și de a revaloriza această profesie. Motiv pentru care ne trezim în anul 2018, când suntem personal auxiliar de specialitate, între 36 de angajatori, cum am spus mai devreme, și suntem în imposibilitate de a avea practic un singur stăpân, ca să spunem așa. Dacă este vorba despre drepturi de natură salarială, ne subordonăm curților de apel, parchetelor. Dacă este din punct de vedere profesional, inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii are atribuții și trebuie să-și dea avize. Dacă discutăm din punct de vedere al carierei, mai vine și ministerul care tangențial are unele atribuții și așa mai departe. De aceea noi am dorit să avem o identitate. Identitate care nu poate fi avută până când nu vom avea o lege a noastră, respectiv un statut. Și de aici decurg toate problemele, pentru că tot timpul într-un sistem trebuie să existe o categorie mai defavorizată, să spunem așa. Și ați văzut, chiar și în ultima perioadă, profesia noastră a fost cumva mediatizată negativ prin aceea că reprezintă erori de grefă sau poate că anumiți colegi ai noștri nu au xeroxat foarte bine niște acte, plecând de la atribuțiile noastre care nu sunt în acel domeniu. Și prejudiciile de imagine sunt aduse inclusiv prin faptul că nu se cunoaște efectiv ce înseamnă profesia de grefier, tocmai pentru că nu este promovată foarte mult. Și am încercat și pe această linie să o promovăm
prin aducerea la cunoștința publică a atribuțiilor efective ale grefierilor, a faptului că avem regimuri de interdicții și incompatibilități similare cu ale magistraților. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, practic noi nu putem să desfășurăm niciun fel de altă activitate decât cea didactică, pentru că avem aceste interdicții. Deci, practic, ne limităm la salariu, exact. Incompatibilități. Și de aceea ne luptăm pentru drepturile de natură salarială. Și aici intervine responsabilitatea pe care o are grefierul. Un proces de judecată sau anchetă penală nu se poate desfășura fără participarea grefierului. Hotărârea judecătorească este nulă dacă nu este semnată de grefier. Procedurile în sine se semnează și se desfășoară prin mijlocirea grefei. Sunt foarte multe atribuții pe care noi le întreprindem. Pe scurt, undeva la 80% din activitatea de justiție depinde de munca grefierului. Trece prin mâna grefierului. Practic, grefierul este primul care intră în contact cu justițiabilul de la momentul depunerii cererii de chemare în judecată, spre exemplu, în cazurile, în cauzele civile, dar și dacă justițiabilii doresc să meargă în audiență sau să facă o plângere, un denunț la parchet. Întâi sunt primiți în audiență de către un grefier, după care plângerea, denunțul este repartizat spre soluționare unui anumit procuror. Da. În afară de problemele pe care le-ați semnat la dumneavoastră, salarizarea inechitabilă sau imagine sau orele suplimentare, mai spuneați, cu ce alte probleme se mai confruntă această categorie profesională? Și să fie greva și întreruperea activității o soluție sau o modalitate de a atrage atenția? Nu este o modalitate de a atrage atenția. Noi avem un cod deontologic care la rândul lui, pe lângă statutul profesiei noastre, ne obligă să avem o anumită conduită. Tocmai de aceea noi nu am fost foarte vocali și nu dorim să fim foarte vocali pentru a fi interpretată ca o imagine negativă a noastră, în sensul că încercăm să facem scandal sau să facem grevă sau să blocăm activitatea. Însă, din punct de vedere legal, sunt singurele căi pentru a ne face auziți, tocmai pentru că a noastră categorie profesională este undeva lăsată într-un cont de umbră și ca imagine din punct de vedere profesional și din punct de vedere al atribuțiilor care nu sunt recunoscute. Și trebuie să reamintim faptul că din 2013 toată lumea vorbește despre modificarea codurilor, inclusiv acum se vorbește despre modificări ale codurilor și ale legilor pe justiție. Dar nimeni nu a venit să spună că acele modificări se transpun implicit și în activitatea desfășurată de grefier. Se vorbește despre revizuirea unor dosare. Dosarele respective vor trebui revizuite și vor trece pe mâna greferului care intră în sală și la executările penale, de exemplu. Nimeni nu a venit să spună dacă s-a suplimentat corespunzător schema de personal și ca urmare a acestui volum de activitate au fost redimensionate schemele corespunzător. Motiv pentru care nu găsim decât o formă de protest, așa cum au fost cele din februarie 2017, când în urma intrării în vigoare a legii de salarizare ne-am trezit cu diminuări salariale, pentru că s-a făcut transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Am mai fost în 2016, când am solicitat trimiterea în procedură legislativă a unui proiect de statut. Au mai fost inclusiv în 2017 a doua tură de proteste pe care le-am făcut în momentul în care nu se uniformizau salariile, deși Curtea Constituțională pronunțase o hotărâre în acest sens. Am avut inclusiv în 2018 din nou o grevă japoneză pentru a atrage semnalul de alarmă, dar pentru a rezolva drastic și pentru totdeauna problemele și ca cineva să ne ia cu adevărat în seamă, pentru că trebuie să se ajungă și acolo, se pare că vom ajunge probabil într-un viitor, nu știm cât de apropiat sau îndepărtat, și la o întrerupere a activității în condițiile legii. Ca să arătăm importanța profesiei de grefier. Foarte, foarte corect, pentru că legea ne permite până la urmă să facem și astfel de manifestări în cazul în care considerăm că chiar drepturile ne sunt lezate, interesele noastre, și trebuie să ne facem auziți. Doamnelor și domnilor, urmează o scurtă pauză, după care continuăm. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio și continuăm cu întrebările noastre. Deci, prin ordinul Ministerului Justiției 1807 din 2010 s-a constituit un grup de lucru la nivel național pentru modificarea statutului acestei categorii profesionale. Și anume se urmărește modificarea potrivit modelului european. Despre ce model european vorbim și ce anume se urmărește? Cred că este vorba sau era vorba la acel moment despre Rechtsprecherul. Practic vreau să adopte modelul german al grefierului german.
și despre drepturile și atribuțiile grefierilor din Uniunea Europeană. Chiar recent, la o întâlnire cu directorii Școlii Naționale de Grefieri, ni s-a precizat că, de exemplu, în Spania, un judecător lucrează cu 9 grefieri, care au sarcinile atât de bine împărțite și atribuțiile delimitate, astfel încât să nu fie încărcată munca niciunuia dintre aceștia și fiecare să știe exact unde este locul. Deci pentru eficientizare. Pentru eficientizarea sistemului, da, pentru că, de exemplu, la noi un grefier din parchete, de exemplu, este și arhivar, și registrator, și agent procedural, și expediază lucrările și repartizează lucrările, le și întocmește, le și arhivează, le și distribuie, diseminează, trimite e-mail-uri, răspunde la telefon. Deci sunt multilateral dezvoltați în cadrul parchetelor, deși regulamentul de ordine interioară al parchetelor încă ne califică de fapt ca fiind dactilografi. Nu au fost transpuse în regulamentele interne, practic, atribuțiile pe care le desfășurăm în activitatea de zi cu zi. Însă, în cazul grefierilor din instanțe, lucrurile stau puțin diferit, întrucât regulamentul de ordine interioară, prin regulamentul de ordine interioară, au fost preluate atribuții de la magistrați. În acest caz, noi considerăm că totuși imaginea și rolul grefierului ar trebui transpus printr-un statut adecvat care să confere și să-i ofere posibilitatea și importanța pe care efectiv o desfășoară în sistemul și în actul de justiție. Deci, într-un fel, se urmărește degrevarea. Și apoi... degrevarea magistraților și rolul pe care, de fapt, îl îndeplinește grefierul în sistemul de justiție. Rolul important. Bineînțeles. Pe care îl... Să-i spunem o revalorizare a profesiei, da, în raport cu realitățile din instanțe și parchete. Practic, creșterea volumului de activitate, colega mea este grefier de parchet, eu sunt grefier de instanță și trebuie să punctăm separat aceste aspecte. Modificarea codurilor, intrarea în vigoare a lor, noile legi care vin și completează codurile și volumul de activitate și societatea care se într-o continuă și reală schimbare a creat noi necesități și a schimbat puțin sistemul de justiție, în sensul că se încearcă practic degrevarea magistraților de atribuții administrative și preluarea lor de către grefier, care au avut loc în fapt, dar nu au fost și transpuse legislativ. Probabil telespectatorii noștri care au ajuns într-o instanță au aflat de o procedură de regularizare a cererii de chemare în judecată sau de cameră preliminară în dosarele penale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că înainte procesele stăteau foarte mult pe rol pentru proceduri de natură administrativă. Acum toate aceste proceduri de natură administrativă se desfășoară în această procedură de regularizare sau de cameră preliminară, unde atribuțiile sunt preponderent efectuate de către grefier. Dosarul ajunge efectiv în sală să se judece, la fel ca în statele civilizate, chiar dacă numărul este foarte mare, dar către asta se tinde, ca dosarul să aibă un singur termen sau poate două de judecată, exclusiv pe probe și exclusiv pentru audieri sau pentru dezbaterea în fonda cauzei. Și s-a încercat aducerea acestor atribuții administrative intern pentru a nu mai încărca să avem o listă de ședință, să zicem, cu 200 de dosare, dar ele se amână pentru comunicarea unui act procedural. Actul procedural se comunică în procedura administrativă de către grefier și dosarul efectiv ajunge în stare de judecată în sală. Dar toate aceste atribuții, atât în instanțe, mai degrabă în instanțe, că au fost transpuse în regulament, la ei în parchete încă nu, nu au fost și transpuse în legislație din punct de vedere profesional și valorizarea profesiei de grefier, implicit printr-o salarizare corespunzătoare, pentru că niște atribuții suplimentare trebuie să remunerate corespunzător. Și către asta, practic, tindem să încercăm să aducem modelul european, un fel de asistent, să-i spunem, oricum suntem, practic, parte componentă a completului de judecată și suntem un asistent al magistratului judecător, dar trebuie să fie și recunoscut acest statut. Deci, adunarea generală a Uniunii Europene a Grefierilor, povestiți-ne mai multe despre aceasta. Se ia cumva în calcul unificarea practicii la nivel european? Noi ne-am manifestat intenția de a adera la Uniunea Europeană a Grefierilor.
care a avut adunare generală chiar în luna trecută, în luna septembrie, la București. Însă am întâmpinat anumite dificultăți din cauza faptului că în statutul lor se prevede faptul că prima organizație dintr-un stat membru care aderă la Uniunea Europeană a Grefierilor trebuie să își dea acordul pentru ca alte organizații din acel stat să se înscrie în Uniunea Europeană a Grefierilor. Tocmai de aceea noi nu am putut participa și nici nu ni s-a acceptat participarea nici ca simpli observatori la acea întâlnire, la acea adunare generală, care dar din punctul nostru de vedere nu a fost corect, având în vedere că este vorba despre o organizație, un sindicat din sistem și ar trebui să ne respectăm cel puțin din punct de vedere colegial, dar... Mai pe scurt, ca să înțeleagă telespectatorii, Uniunea Europeană a Grefierilor este tot un ONG constituit la nivelul statelor membre, în care aderă organizații din statele membre. În cazul nostru, că tot vorbeam mai la începutul emisiunii despre necesitatea acestor două organizații care au fost înființate, respectiv Asociația Grefierilor și Sindicatul Național al Grefierii Judiciare, din partea României a aderat și este practic membru component Confederația Sindicală Națională Meridian. Așa cum îi spune și denumirea, este un sindicat, o confederație sindicală. De ce? Pentru că la vremea respectivă nu aveam un organism profesional care să adere din acest punct de vedere. Odată înființată Asociația Grefierilor din România, s-a încercat aderarea, dar potrivit statutului, cum spune și colega, trebuia să avem acceptul alor noștri. Și atunci cumva ne-am lovit de această organizare. Este clar că și inclusiv mișcarea sindicală, nu vorbim strict de profesie, vorbim strict din punct de vedere al organizațiilor, este o luptă deschisă, pentru că în fond și la urma urmei suntem organizații care depindem de un număr de membri și cu siguranță, văzând că într-un termen atât de scurt noi am luat ființă și am avut această ascensiune, e posibil să fi simțit o oarecare presiune, ca să-i spunem cu ghilimele de rigoare, să le fost puțin teamă să ne permită, pentru că se vedea cu adevărat cine reprezintă și la ce nivel reprezintă profesia, dar mai sunt și alte organizații la care putem să aderăm, noi facem demersurile noastre, oricum avem de gând să mergem în exteriorul țării și vom... Așa este, da, probabil că un raport de colaborare vom reuși în viitorul apropiat să întreprindem, dar fără a fi efectiv membri ai Uniunii. Însă noi ne dorim ca pe viitor să dezvoltăm programe europene și să colaborăm și cu alte organizații din străinătate și să facem așa un schimb de experiență, să le aducem în țară, să prin intermediul asociației să reușim să trimitem colegi de-ai noștri din instanțe și parchete la un schimb de experiență, dar asta în viitor și oarecum cred că și cu sprijinul poate al Școlii Naționale de Grefieri și cu sprijinul colegilor noștri care își vor putea exprima punctul de vedere cu privire la aceste intenții. Da. Pentru că vorbeam mai devreme că acum, prin intermediul instituțiilor pe care le conduceți, vocea grefierilor se face auzită, care sunt obiectivele pe termen scurt și pe termen lung al sindicatului și al asociației, bineînțeles? Din punct de vedere sindical, noi ne confruntăm acum și am ajuns, ca să zic așa, am căzut efectiv în mijlocul unor probleme destul de serioase ale profesiei, având în vedere că mișcarea sindicală a trebuit resuscitată, fiind la nivelul anului 2016 destul de dispersată în mai multe sindicate micuțe și nereprezentative în condițiile legii. Și din 2016 în 2018 am avut 2 ani foarte activi din punct de vedere sindical, preponderent de natură salarială, a drepturilor salariale, întrucât a venit legea de salarizare, au fost acele decizii despre care făceam vorbire, în care practic, care au trebuit să practic trebuiau transpuse în legislația noastră internă. Și acum ne aflăm în situația de a uniformiza salariile. Este prima noastră luptă pe care o ducem cu sistemul. Încercăm să înlăturăm acea discriminare despre care vorbeam. În egală măsură trebuie să luptăm, să ne implicăm și pe promovarea profesiei pentru a cunoaște opinia publică rolul grefierului în făptuirea actului de justiție. Am dezvoltat un site prin intermediul căruia încercăm să ne promovăm ca imagine.
să avem o identitate, să comunicăm cu, pe de o parte cu membrii, pe de altă parte cu opinia publică, și chiar am văzut un feedback destul de pozitiv din partea societății civile, care începe să fie informată despre categoria noastră profesională, și este de bun augur faptul că oamenii se apleacă să citească aceste articole pe care noi le postăm. Iar din punct de vedere organizațional, așa cum am început astăzi la Iași, o să continuăm demersul de a înființa filiale la nivelul fiecărui angajator, pe măsură ce vom obține reprezentativitățile. În momentul de față avem reprezentativități obținute la mai mult de jumătate din angajatori, deci o să urmeze curs de apel precum Brașov, Târgu Mureș și Timișoara, chiar și la ei la nivel de DICOT, de structură centrală, o să avem reprezentativitate Pitești. Avem foarte multe curse de apel la care am obținut reprezentativitatea, avem Oradea, avem Alba Iulia, și încet, încet o să ne extindem, să punem bazele unei organizații solide, unde să activăm practic și să implicăm oamenii locali, pentru că avem foarte mulți colegi dornici să se implice și foarte profesioniști pentru a duce mai departe mișcarea sindicală. Și să sperăm ca, odată intrați în egalitate, să avem și o liniște din punct de vedere sindical, să nu ne trezim în situația de a trebui să ieșim în stradă, că vine iarna, nu din alt considerent, și o să fie frig. Așa este. Deci aveți multe de făcut. Multe, foarte multe. Mult succes! Mulțumim! Iar în ceea ce privește asociația, obiectivul nostru principal este adoptarea noului statut cu drepturile reactualizate și, evident, înființarea direcției de specialitate în subordinea Ministerului Justiției, care să gestioneze din punct de vedere profesional și salarial cariera grefierilor. Asta este cel mai, sunt cele mai importante lucruri care ne interesează la acest moment, în afară de drepturile salariale de care se va ocupa sindicatul. Foarte bine, sper să reușiți. Știam că se dorea înființarea Ordenului Grefierilor din România. Cât de realizabilă este această idee și cât de departe sau aproape sunteți de la acest pas? Am mai făcut o dată vorbire pe parcursul discuțiilor noastre că s-a încercat în doi timpi modificarea statutului. Odată a avut loc în 2010, când am încercat reactualizarea proiectului de statut, ca să spunem așa, un nou proiect de statut care să permită evoluția profesiei, în care într-adevăr era reglementat acest ordin al grefierilor din România ca un organism care să gestioneze strict cariera din punct de vedere profesional a grefierilor, iar drepturile de natură salarială să fie gestionate de o direcție de specialitate din cadrul Ministerului Justiției și activitatea propriu-zisă să se desfășoare în instanțe și parchete, unde suntem sub coordonarea și controlul din punct de vedere al sarcinilor efective de judecată și de urmări penale ale magistraților, judecători și procurori. Acel proiect de statut, din păcate, a fost respins cu 5 voturi doar și nu s-a mai luat în discuție o punere din nou, o intrare în vigoare a lui. Însă, pe parcursul acestor ani, avem o serie de decizii ale Curții Constituționale care nu au fost transpuse și încercăm din nou adoptarea unui nou proiect de statut pentru profesie. Luăm în calcul acest organism, dar în doi timpi. În prima fază, să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, ne este necesară această direcție pentru a putea să purtăm dialog cu o singură entitate. Iar pasul 2 va fi și acest ordin al grefierilor. Poate se va numi ordinul grefierilor, pentru că el tot așa era implementat pe model european. Poate se va numi, de ce nu, Consiliul Superior al Grefierilor, pentru că practic ar fi fost un echivalent al Consiliului Superior al Magistraturii pentru care gestionează cariera magistraților. E puțin de atins în momentul de față, pentru că nu mai reprezintă o prioritate având în vedere prevederile din actualul statut. Ne axăm mai mult pe direcție și ne axăm mai mult pentru o singură entitate care să ne gestioneze cariera. Care este practica în afară? Există un ordin al grefierilor sau un organism care să includă toți grefierii? Da, sunt foarte multe organizări, ar fi și aici de discutat poate chiar o emisiune întreagă. Am văzut foarte multe forme de organizare, inclusiv pe linie profesională, inclusiv asociații care au un rol, chiar dacă sunt la nivel de ONG-uri, au un rol foarte important pentru profesie. Sunt organizații, au reprezentativitate în organismele centrale ale sistemului, cum ar fi cazul nostru CSM. Noi ne-am mai dorit și mai demult ca în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii să fie și o direcție pentru grefieri, având în vedere că mai au anumite atribuții în ceea ce privește instanțele și parchetele. Da, sunt. Sunt foarte multe modele de urmat. Chiar modelul german ar trebui implementat, prin aceea că este foarte valorizat grefierul și are un rol în faptul actului de justiție foarte important.
Deci, pentru că am tot discutat de problemele cu care se confruntă grefierii la momentul actual și nu numai, care ar fi două probleme, să zicem, principale? Principalele și cred că cele mai importante pentru toți colegii noștri, două probleme, ar fi, în primul și în primul rând, proiectul de statut. De ce ar fi proiectul de statut? Așa cum spuneam și mai devreme, în 14 noiembrie 2017 am întreprins demersurile pentru modificarea proiectului de statut, respectiv adoptarea unei noi legi care să reglementeze statutul profesiei de grefier, care practic să ofere acea identitate despre care vorbeam. Asta ar însemna, pe de-o parte, transpunerea unor dispoziții ale Curții Constituționale, actualizarea anumitor prevederi din actualul statut și, practic, în raport cu realitățile din instanțe și din parchete, și, mai mult decât atât, o ierarhizare a funcției de grefier, întrucât această categorie a personalului auxiliar de specialitate este formată din mai multe funcții. Avem funcții de grefier, grefier arhivar, grefier registrator, grefier documentarist, grefier statistician și specialist IT. După intrarea în vigoare a unui proiect de statut, se elaborează regulamentele care prevăd efectiv atribuțiile. Și cumva, pe parcursul acestor ani, așa cum vorbeam, atribuțiile au fost sporite, dar nu au fost cumva, nu au ținut cont practic și pasul cu modificările din sistem. Și atunci ne-am dorit ca aceste funcții să fie ierarhizate și ulterior să elaborăm noi regulamente specifice profesiei, prin care să ne fie practic scoase la suprafață aceste noi atribuții care ne-au fost aduse, care ne vor ajuta ulterior la evoluția profesiei și la poziționarea noastră acolo unde ne este locul în făpturii actului de justiție, respectiv imediat alături de magistrați, pentru că în făpturii actului de justiție, chiar dacă se înfăptuiește prin judecători, așa cum am spus-o, judecătorii nu pot intra într-o ședință de judecată fără grefieri. Corect. Și atunci așteptăm ca proiectul de statut să părăsească Ministerul Justiției în procedură de legiferare. Avem promisiuni de la domnul ministru că în viitorul foarte apropiat, respectiv săptămâna viitoare, va părăsi Ministerul în procedură de legiferare. Deci sunt șanse mari ca să fie adus la îndeplinire dorința dumneavoastră. Da, ne dorim în primul rând să părăsească Ministerul Justiției, ca să spunem așa, să vedem forma finală, pentru că în urma dezbaterilor am adus o serie de amendamente și am propus o serie de lucruri, inclusiv drepturi, dar vrem să vedem forma finală. Iar cea de-a doua problemă și cred că cea mai importantă, cum spunea și colega mea mai devreme, că munca noastră trebuie remunerată și până la urmă, la sfârșitul unei luni de activitate, te duci acasă cu salariu, este rezolvarea problemelor salariale și să înțeleagă colegii noștri de ce noi ne cerem drepturi salariale, pentru că se pot naște discuții că este o salarizare poate la nivelul mediei sau peste media din sistemul bugetar. Noi de 10 ani de zile, din 2008 mai exact, am început să ne judecăm. Suntem justițiabili sistemului. Toate drepturile noastre de natură salarială au fost câștigate prin intermediul hotărârilor judecătorești. Și nici în acest moment nu sunt salariile calculate corect. Și aici avem o problemă în ceea ce privește legea salarizării 153/2017, în sensul că la momentul în care au fost întocmiți coeficienții de ierarhizare din grilă pentru profesia de grefier, nefiind recunoscute acele drepturi câștigate prin hotărâri judecătorești, coeficientul a fost cumva calculat greșit, bineînțeles în jos pentru categoria noastră profesională. Odată recunoscute drepturile și puse în plată, am atins nivelul salarizării prevăzut pentru anul 2022, respectiv acea plafonare despre care vorbea colega mea. Prin urmare, pe lângă faptul că nu am beneficiat de creștere salarială de 25%, cum au fost și cum s-au beneficiat alte categorii profesionale, până în anul 2023 nu vom mai avea niciun fel de creștere salarială, întrucât aproximativ 80% din sistem sunt deja plafonați. Asta ar fi una dintre probleme. Iar cea de-a doua problemă cu care ne confruntăm de un an de zile este modul de calcul al sporurilor de care beneficiază categoria noastră profesională, în sensul că ele în lege sunt limitate la un procent de 30%, care se calculează individual pe fiecare angajator. Atingând nivelul salariului de încadrare prevăzut pentru anul 2022, implicit atragem sporurile din lege, care sunt calculate diferențiat în interiorul sistemului, respectiv 4 curs de apel le calculează într-un anumit procent și aici este vorba despre București, Bacău, Târgu Mureș și Ploiești. Celelalte 11 curs de apel calculează într-un procent mai mic, la fel cum calculează și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu toate unitățile subordonate. Problema principală este că, fiind nevoiți să se încadreze într-un plafon al cuantumului total al sporurilor, au fost reduse niște sporuri care au fost câștigate definitiv și pentru viitor
prin hotărâri judecătorești. Deci, practic, se produce o nelegalitate și avem inclusiv decizii ale Curții Constituționale care prevăd acest lucru, că un drept odată câștigat și pentru viitor nu mai poate fi diminuat sau limitat. Cum vedeți limitat. Soluția? Direcția de specialitate. Da. Pentru că suntem cumva... angajatorul nostru, potrivit legii salarizării, spune în felul următor: pe mine legea mă obligă să calculez în raport de bugetul pe care îl am. Dar eu nu pot să calculez în raport de bugetul pe care am, pentru că salarizarea fiind greșită și fiind calculată, atingi plafonul din lege, nu pot să dau mai mult. Și ăsta este bugetul. Ministerul nu poate să ofere banii pentru că, nefiind emisă decizie corect, prin urmare nu sunt ceruți banii și așa mai departe. Ne învârtim într-un cerc vicios. Am. Și, practic, acea problemă a celor 36 de angajatori ar fi rezolvată prin înființarea acestei direcții de specialitate. Deci nu ar mai exista diferențe de salarizare de la o curte la alta, de la Iași la București, la Parchete sau la Ploiești. Ca să o învârtim așa ca la Ploiești. Da, sperăm să fie soluționate ambele. Acum, care ar fi mesajul dumneavoastră către colegii dumneavoastră din sistemul judiciar? Eu îi invit să ne fie alături, așa cum a fost și până acum, să dea dovadă de unitate, așa cum a dat dovadă Iașu, să ne vină să se înscrie în aceste două organizații pentru a deveni și mai puternici. Pentru că trebuie să înțeleagă faptul că pentru identitate profesională trebuie să avem atitudine. Și avem două sindicate în cadrul Federației Publicist la care suntem afiliați, care au două sloganuri foarte, foarte, foarte importante. Unul dintre ele este devenim prioritate prin atitudine, iar cel de-al doilea, care se axează strict pe profesie, este faptul că viitorul ne aparține. Prin urmare, toți colegii trebuie să-și pună la dispoziția noastră efortul printr-o aderare și printr-o implicare activă în ceea ce privește mișcarea sindicală și profesională, pentru că uniți vom putea să ne obținem toate problemele, să ne rezolvăm toate problemele. Numai împreună veți atinge toate obiectivele. Și dumneavoastră? Scopul asociației, evident, se identifică cu cel al sindicatului, tocmai pentru că uniți, discutând, vom reuși să rezolvăm toate problemele de care ne-am lovit în tot acest timp, când nu am avut organisme care să ne gestioneze nici cariera din punct de vedere profesional, dar nici din punct de vedere salarial. Ne dorim să fim din ce în ce mai uniți și să putem să fim deschiși și la proiectele pentru viitor. Foarte frumos. Stimată doamnă, stimate domn, acestea au fost întrebările pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim enorm de mult că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm în studioul nostru. Mulțumim și noi. Curând. În țările civilizate, în țările care se respectă, se fac studii, analize, statistici, din care se reiasă cum se simte un grefier în structura organizatorică în care lucrează. Dacă are sau nu are satisfacții profesionale, cum înțelege relațiile cu publicul, dar pe cele cu colegii. Toate acestea în vederea obținerii de performanțe în activitatea sistemului judiciar. Dacă îi observăm cu atenție pe vecinii noștri europeni, vedem că în Belgia, de exemplu, grefierul asistă judecătorul în toate actele sale judecătorești, iar prin semnătura sa aplicată alăturat de cea a judecătorului, grefierul conferă valoare autentică a actelor de jurisdicție. Iar în dreptul spaniol, grefierii sunt personalul serviciului de administrație al justiției, aparținând cele mai înalte categorii ale administrației publice, făcând parte din aceeași categorie tehnică cu judecătorii și magistrații. A vorbi despre imaginea, calitatea și credibilitatea justiției înseamnă a analiza fenomenele care se produc în cadrul instanțelor judecătorești. Iar dacă analizăm atent, observăm ușor că nivelul moralului personalului auxiliar de specialitate din România este unul foarte scăzut. De ce? Pentru că acesta este determinat chiar de factorii care nu sunt tocmai corecți și bine stabiliți, precum programul de lucru, nivelul de efort fizic și intelectual, nivelul salarizării, nivelul de responsabilitate, perspectivele de avansare, condițiile de muncă, inclusiv organizarea muncii și relațiilor interumane, prestigiul funcției în societate, atitudinea publicului față de grefier. Zicea cineva că grefierul are nevoie de o minte liberă și un suflet senin.
O minte îngustă devine o închisoare, iar gândurile și emoțiile se transformă în gardieni atenți la ușile sufletului. Profesia de grefier înseamnă vigilență permanentă privind propriul comportament și comportamentul celor din jurul său. De exemplu, trebuie să-și urmărească comportamentul său față de public, față de părți, față de avocați, de martori. Oricine vine să se adreseze instanței trebuie tratat cu respect, corect și în mod egal. La fel, ei trebuie să dea dovadă de standarde de performanță. Deci, analizând toate aceste aspecte, ne dăm seama că avem, de fapt, cerințe mari față de o categorie de profesioniști care, îmi permit să zic, au fost chiar neglijați în ultima perioadă. Au fost lipsiți de orice motivație profesională. Ori, așa cum zicea Edmund Hillary, motivația este factorul cel mai important în orice fel de succes, valabil pentru întreg sistemul judiciar. Dar cu toate acestea, forțele lor inepuizabile, născute din dorința de a lupta și de a reuși în profesie, sunt de-a dreptul admirabile. De aceea, această categorie de profesioniști, în aceeași măsură ca și ceilalți profesioniști din cadrul sistemului nostru judiciar, merită tot respectul și recunoștința noastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o după-amiază plăcută în continuare. Sunt Aurelia Lozbo și vă aștept cu mare drag săptămâna viitoare, în după-amiaza zilei de joi, aici la Apolonia TV, la Justiția pentru Toți. Până atunci, aștept întrebările, sugestiile, dar și dilemele dumneavoastră juridice la adresa de e-mail afișată pe ecran. La revedere și să nu uitați că justiția este respectul dreptului celuilalt. Vă mulțumesc!